Sunt 26 de litere în alfabet, în alfabetul englez, că în al nostru sunt mai multe. Iar astăzi o să alegem un jucător cu fiecare literă. Da, bine v-am găsit la un nou challenge de pe canal. Astăzi din nou construim aici o echipă la Ultimate Team. Foarte multe clipuri cu Ultimate Team în ultima perioadă. Dar na, e final de joc și avem multe carduri la dispoziție și sunt șmechere clipurile astea. Astăzi, cum am zis, avem această roată minunată, fraților, cu litere de la A la Z. Iar astăzi avem voie maxim un jucător pe literă. Dacă pică litera M, poți să-l aleg pe Messi sau pe Mbappé sau pe Maradona, dar Maradona nu mai e în joc. Doar că poți să aleg doar unul, fraților. O să luăm desigur litera de la al doilea nume, că râul de la Ronaldo, cum ar veni. De asemenea, dacă nu convine jucătorul, o să pot să dau respin. Așa că hai să vedem ce echipă reușim să facem, frate. O să încerc să iau cel mai mare rating de la fiecare literă, în caz că nu-mi permis să cumpăr ratingul ăla, îl alegem pe următorul și tot așa. Așa că o să alegem pe poziții, frate, nu o să pot să aleg eu tot ce vreau, o să mergem și alegem portarul prima oară. Luăm în ordine, mergem cu goalkeeperul. Dar ce literă vom avea la portar, băieți? Iar la portar avem litera L sau K. Ok, avem K, litera K. Ce portar cunosc eu cu K? O să mă uit pe Footbin oricum. Bă, și jucătorul sau jucătoarea cu cel mai mare rating care începe cu litera K este Kiara Keating, 91 OVR, Team of the Season, doar că nu prea îmi place. Alte variante nu prea sunt, cel puțin de fotbaliști masculini, așa că o să dăm respinaie. Poate găsim un alt portar, cine știe ce portar o să găsim noi la următoarea literă. Portar care începe cu litera Z, cred. Ok, care începe cu litera Z. Zomăr să pune, că așa zic unii comentatori români. Ok, și portarul cu cel mai mare rating care începe cu litera Z o să fie o surpriză, fraților. Acum sper că se mai găsește pe market, asta este problema. Bă, dar nu se găsește varianta Dynasty, era Zidane, băieți, era Zidane, fisul lui Zidane. Luca Zidane era, dar nu se găsește pe market. Așa că o să luăm următorul portar, adică Zinberger. E portăriță din nou. O avem pe Manuela Zingerber, frate. V-am zis, al doilea nume o să luăm în discuție sau numele după care sunt cunoscuți jucătorii. 2200 o să luăm pe acesta. O să luăm pe aceasta 85 OVR. Ok, și Manuela Zingerber este prima jucătoare care va intra la echipă, frate. A, da, și nu v-am zis. La final o să joc și un meci cu această echipă și o să dau quistel la diferența de goluri la care pierd. Dacă pierd la diferența de 3 goluri, o să dau quistel la 3 jucători. Dacă nu pierd, nu dau la niciunul. Așa că este vremea să mergem la următoarea poziție, poziția de left back. Hai să vedem ce literă ne va pica în continuare pentru poziția de left back. Și vine fix, nu vine litera, că vine litera A. O, Alba, nu? De la Jordi Alba. Dar poate e un jucător mai high rated decât el, stai să vedem. Și este un jucător mai high rated decât el care îi poate juca pe poziția de left back și acela este Alaba Footies. Bă, aici nu o să dau respin, chiar nu o să dau respin. Și o să mergem și o să cumpărăm pe acest Alaba care costă undeva la 47.000, 97 OVR, intră forță pe poziția de left back. Îl cumpărăm, băieți, îl cumpărăm pe jucătorul de la Real Madrid, un jucător forță care intră în echipă. Acum sper că nu o să-i dau cu XL, că și am dat ceva pe el, am dat 50 de K. Și mergem și-l adăugăm pe austriac în echipa noastră minunată, perfect pe poziția de left back, care și 2 chem. Vreau să mă duc, frate, cu right back-ul acum, mergem la right back. Haide, mă, fă de la Frimpong, frate, să vină fă de la Frimpong, se poate. Și haide cu fu, nu vine fu, vine Y. Bă, și fiți atenți că nu am găsit, adică un jucător mai high rated așa este Ian Cotto, dar na la la Ian e primul nume, bănuiesc că e mai cunoscut după Cotto și am zis că luăm al doilea nume. Mai era băiatul ăla Edlin, însă nu are cine știe ce card în FIFA ăsta. Pe așa că o să dau respin, deci la Y n-am ce să iau, ești nebun. Și hai să vedem ce pică, frate, în continuare, că m-a rupt Y-ul ăla. Și pică litera L. Ok, litera L, fundaș dreapta cu litera L, există? A, există, frate, există, că e Lorente. Ok, Lorente, cred că este cel mai high rated jucător din câteva. Mai e și Lam. Fiți atenți că l-avem și pe Lam, care are 99 VR. Da, și după cum puteți vedea, Lam ăla nu prea se găsește pe market, e un singur Lam. Poate Lorente se găsește, cine știe. Că n-avem altă soluție decât să luăm pe ăsta Footies, pentru că Lam nu se găsește pe market, oricum nu cred că mi-l permiteam. Îl luăm pe Lorente, care costă 40 de ca băieți. El e mijlocaș central, dar poate să joace și right back. Și îl băgăm pe Lorente pe poziția de right back și echipa se contrează foarte, foarte frumos. Doi jucători Footies, portarița asta gold o lăsăm deoparte, mai contează, dar se controlează foarte frumos echipa, așa că este vremea să mergem la cei doi fundași centrali. Hai să vedem care va fi primul fundaș central, băieți, iar acela va avea litera B de la Bonucci, nu X de la cine știe,
că eu nu știu. Așa că eu nu știu un fundaș central cu litera X și nici nu prea găsesc. Așa că scrieți voi în comentarii dacă știți. Eu o să dau respin, îmi pare rău, dau respin, n-am ce să fac. Următorul este obligatoriu, desigur. Trebuie să găsim neapărat, dacă nu găsim, nu știu ce să fac. Iar următoarea literă este litera O. Cu O trebuie să găsim, n-avem cum să nu găsim. Pioberdorf Team of the Season. Hai că o găsesc dacă e așa pe Oberdorf Market, are numai cartona și gol, nu o găsim pe Oberdorf Team of the Season, aia e. Următorul pe listă era Olivera, dar nici ăsta nu se găsește efectiv pe market, asta e problema pe PC, că nu găsești jucătorii pe market, frate. Dar din fericire îl avem pe Otamendi care s-a găsit pe market, 32.500, trebuie să-l cumpărăm repede. Otamendi, bine ai venit la club. Ăsta era, cred că, următorul, sau cel puțin pe care l-am găsit eu, că efectiv nu prea găsești jucător cu litera O pe market. Dar îl luăm pe Otamendi, băieți. Ok, puțin cam greu la fundașii centrali, însă sper eu că al doilea va fi destul de ușor de ales. Sper că avem treabă mai ușoară la al doilea. Hai să vedem ce literă pică la al doilea. Cum am zis, avem voie la un respin dacă nu-mi convine prima variantă. Și avem litera F de la Forlan. Nu, avem E. Litera E, băieți, litera E. De la Eusebio, dar Eusebio nu e fundaș central. Din nou, băieți, nu prea se găsește jucător cu litera E pe partea de fundaș central, așa că dau respin, scrieți voi în comentarii dacă știați vreunul. Eu nu prea am găsit, am căutat, n-am găsit nimic cunoscut, așa că pot să dau respin, am ce să fac. Și următoarea literă este litera F. Cu F trebuie să găsim, n-avem cum. Și cu litera F îl avem pe nimeni altul decât Ferdinand. Acesta este cel mai high rated jucător. Desigur că nu îmi permis să-l cumpăr, că e 600.000 și nu mai am bani de restul jucătorilor. Nu o să mai am bani de atacanți. Dar putem face o șmecherie. Să-l facem deocamdată pe Stallone, iar în caz că pică cumva să-i dăm cu X, să-l băgăm la SBC, o să stau să fac SBC-ul și o să-l bag la SBC. Vă promit că nu mor de un Ferdinand ăla, că am jucător high rated în club. Așa că Rio Ferdinand, loan ăsta, intră la echipă, 98 OVR, dar am vândut-o din greșeală pe Ziegerberger asta. Am băgat-o la SBC, de fapt. Și de data asta o să merg la Lev Mid. Un de la Neymar, dacă se poate, deși nu mi-l permis să mi-l cumpăr. Ce literă pică, băieți? O literă bună, sper. Și litera care pică este C sau B, B de la Benzema, dar Benzema nu joacă left mid. Bă, cel mai heretic jucător era Baggio, dar a fost la SBC și nu cred că am cum să-l fac, sau am cum să-l fac, ia stați puțin. Bă, putem să-l facem, din nou o să-i fac loan-ul, dacă pică să-i dau Quixel, o să stau să-l fac pe tot și să-l bag la Quixel. Așa că Baggio loan intră și el la echipa aici, frate, ne facem echipă de jucători loan, ești nebun. Hai să mergem și cu right mid-ul, ce-mi pică la poziția de right mid. Da, puteam să dau totuși respin aici, poate nu să-l fac pe Baggio, dar na, vedem. Ok, litera H sau G, G de la Gianni, frate, G de la Gianni sau G de la un super ride mid, cum ar fi Garincha, poate, mamă, nu se mai vede camera. Garincha, poate, fraților, dar nu știu dacă e cel mai high rated. Bă, de fapt, ba e, dar era la obiectiv și n-am apucat să-l fac, așa că A e. Iar următorul este Gonzales de 96. Se găsește Gonzales, te rog eu, pe market, sper că se găsește. Nu, să găsești doar varianta gold. Băi, ce el, frate, marketul pe PC e pe moarte. Bă, dar la același OVR, tot 96, ceea ce e perfect. Julie sigur se găsește, Julie Footies sigur se găsește. Văd că e doar ăsta albastru, nu se găsește nici la Footies. Pă bune. Da, din păcate nu se găsește pe market, așa că o să dau respin. Ce pot să fac? Dau respin, că... Ok, hai să vedem ce literă ne pică, că la Julie a fost cam jale. Bă, dar ce are camera asta? Ce are camera asta? Ok, ce litera picat? Litera H. Ok, litera H. Hansen cu H, nu? 99 vere Hansen. Cam bine Hansen. Și o avem și în club, băieți. Cam bine Hansen. Cam bine rău de tot. Ok, avem pe 99 Hansen pe care o băgăm la club și chiar vreau să o testez să văd cum joacă această Hansen. Deci, right mid forță, left mid forță, apărarea bunicică, portarul slab, dar avem acum nevoie de niște mijlocași centrali. Hai să vedem jucătorii care vor da pasele decisive. Ce literă are primul mijlocaș central, băieți? Are litera M de la Messi, dar Messi nu e mijlocaș central. Deci nu o să mai pot să iau Messi sau Mbappé. O variantă ar fi McAllister, dar vă zic din nou că nu se găsește pe market, nici nu mai vă arăt că mi-arată direct pe Footbin că nu se găsește. Următoarea variantă ar fi Modric, Footies, dar a fost SBC și n-avem cum să luăm. Dar o variantă a lui Mateus ar trebui să se găsească pe market, nu? Dar avem pe Mateus 93, la de 96 nu se găsește. Deci cam Mateus va fi următoarea variantă, băieți. După Modric, ăsta rămâne, n-am ce să fac. Luăm pe ăsta de 27.000. Ok, și îl băgăm aici pe mijlocașul central, care nu e chiar așa rău. 93 OVR, merge. Hai la al doilea, poate al doilea va fi și mai bun. Dar puțin cam fel challenge-ul ăsta, pentru că nu se găsesc efectiv jucătorii pe market pe PC. Asta e problema numărul 1. Și trebuie să merg cu a doua, a treia variantă, poate chiar a patra.
De data asta avem litera P la mijlocașul central. Și Pedri nu se găsește pe market, care doar cardul gol. Doamne, ce el e clipul ăsta, mă jur. Așa că o să dăm respin, băieți. Dăm respin la mijlocașul celălalt central, că nu-mi iese clipul ăsta cum aș fi vrut eu. Și avem litera R de la Ronaldo. Deci Ronaldo nu o să mai fie în clip, am înțeles. Aie. Dar l-avem pe acest Fabian Ruiz la 110k, frate. Al doilea nume este Ruiz. Ruiz, frate, Ruiz, îl cumpărăm 110.000, cam scump, dar l-am cumpărat, n-am mai stat la discuții, că îl pierdeam dacă era. Ruiz intră la echipă și mai avem nevoie de încă 2 atacanți. Echipa totuși, chiar dacă am dat puțin fail la jucător că nu-i găsesc pe market, s-a controlat destul de frumos. Mai avem nevoie de 2 atacanți. Mergem la primul. Iar acesta va avea litera minunată. Ok, litera V. Jamie Vardy, pe cine îl băgăm? Bă, și la V avem un jucător în club deja, este Van Nistelrooy. Pentru că toată lumea știe de Ruud Van Nistelrooy, deci practic V e al doilea nume. Deci pe olandez o să-l alegem. Nu știu la olandez Vanul ăsta de la ce vine mai exact. Să practic într-o fel e tot al doilea nume. Ok, îl băgăm aici în atac și mai avem nevoie de încă un atacant. Hai să vedem ce literă va avea ultimul atacant, mai avem câteva rămase. Litera N de la Nintendo. Iar cu nu clar îl aveam pe Neymar, nu l-am în club, nu mi-l permit, n-am cum să-l cumpăr. Putea să joace și atacant. Și alte variante mișto nu prea avem, așa că o să dăm respin. Ok, dăm respin aici frumos. Iar următoarea literă este litera D. D, ok, D. Și l-avem pe nimeni altul decât Dalglish. Dalglish, top Dalglish. Poate l-am pe Kenny în club. Da, l-am pe Kenny în club. Perfect, 98, Kenny Dalglish. Ăsta intră la echipă, băieți. Dalglish de la litera D. Da, băieți, iar aceasta este echipa finală. O echipă destul de mișto. Hai să vedem cui îi vom da cu din această echipă minunată. Sper eu totuși că o să reușesc să câștig. În caz că pierd, măcar să nu-i dau lui Hansen, că de restul nu mă interesează. Echipa are oponentul Courtois acolo, Marquez, Rudiger, Gabriel Jesus, Vinicius. Are echipă slăbuță. Cred că în sfârșit pot să câștig și eu meci, că le-am cam pierdut pe ultimele de la challenge-urile de genul. Și am cam dat cu la jucători. Poate totuși acum reușesc și eu să câștig cam ca are echipă slabă asta. Du-te, du-te! Să duce Van Nistelrooy, bine Van Nistelrooy, du-te! Du-te acolo, scăpăm singur, este singur Dalglish și este 1-0. Da mă, da, da mă, da, da. Dalglish, power shot Dalglish. Mamă, ia spar fața lui Marquez. Hansen, încă o dată, mamă, cum se mișcă Hansen asta, mâncați-ai. Și auto cum se mișcă, frate, și ce gol dă. E prea bun Hansen asta de 99. Bună la fotbal, băieți. Da, forță rău de tot, 2-0 pentru echipa noastră. Și cred că jucătorii noștri sunt în siguranță. S-ar putea chiar să-și iasă oponentul ăsta și să nu dăm cu XL la nimic. Da, este oponentul, nu dăm cuise la nimic, puțin ca în scurt totuși meciul. Aș fi vrut să mai joc cu echipa asta minunată, însă, na, asta e. Ne vedem data viitoare, băieți, cu un nou clip de genul. Eu am fost Gianni, v-am pupat, pa!